La Băicoi, banii europeni sunt folosiți pentru a califica șomerii în meserii căutate pe piața muncii. Este vorba despre un proiect pe fonduri structurale demarat de autoritățile locale, în colaborare cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forțelor de Muncă Prahova și o companie de formare profesională din Ploiești, prin care aproximativ 200 de persoane care sunt în căutarea unui loc de muncă se pot califica gratuit în meserii precum operator introducere date, zidar, tencuitor, cameristă sau îngrijitor de bătrâni și copii. Meserii căutate pe piața muncii în Băicoi sunt cele în construcții, de zidar, constructor, faianțar, de frizer, coafor și dorite sau oameni care doresc să se califice în funcțiile de operator calculator și în limba engleză, să vorbit limba engleză. Practic, în urma acestor cursuri, oamenii au șansa să lucreze și în străinătate. Da, sunt cursuri recunoscute în plan european, cursuri acreditate de Ministerul României. Valoarea totală a contractului este de aproximativ 3 milioane de lei, iar durata este de 10 luni.